Bun găsit, stimați telespectatori, sunt Alin Niță și sunt gazda dumneavoastră în această seară. În această seară se poartă smart. Vorbim de un concept care, iată, a prins contur destul de mult în ultima perioadă și auzim în multe medii, nu vorbim despre smart city. Practic, unde se va regăsi orașul nostru peste 5, 10, 20, 30 de ani și poate că ar fi bine să discutăm despre lucrurile acestea. În această seară vom discuta cu un invitat la emisiunii, Cornel Bărbuț. Cornel este CEO la Vega Comp Consulting. Bună seara, Cornel, și bine ai venit în platoul Canal 33. Bună seara, Alin, bună seara tuturor telespectatorilor noștri în această seară sau noapte, depinde cum sunt spectatorii sau telespectatorii noștri pentru emisiunea noastră. Ți-aș propune să începem chiar de la noțiunea de bază. Da, vorbim și auzim destul de mult vorbindu-se despre smart city. Este posibil ca pentru mulți telespectatori și mulți care urmăresc această idee de concept de smart city, lucrurile să nu fie chiar așa de ușor de înțeles. Și pe parcursul emisiunii chiar o să am câteva elemente care te cam fac să te gândești cam spre ce se duce ideea de smart city. Și aș vrea să citesc din un paragraf care mi s-a părut că se potrivește mai bine despre noțiunea asta de smart city, să-mi spui dacă este corect. Un oraș smart este un oraș care colectează informații și folosește tehnologia modernă pentru a fluidiza traficul, a îmbunătăți transportul public, a reduce poluarea și consumul de energie, relația cetățenilor cu autoritatea, condițiile de locuire și sistemul de sănătate și educație, un oraș care folosește tehnologia pentru a îmbunătăți viața locuitorilor. Acum, traficul în cele mai aglomerate orașe ale lumii este dirijat inteligent și asta vedem din diverse emisiuni, iată ce se întâmplă în alte părți. Senzorii ajută la reducerea consumului de energie folosită pentru iluminatul public. Poți vedea pe telefonul mobil în cât timp vine un autobuz ca să îl înstați și așa mai departe. Sunt corecte afirmațiile legate de smart city? Se poate completa ceva legat de ce înseamnă un oraș inteligent? Da, e bine de a pleca într-adevăr de la definiție ce este un smart city și într-adevăr la nivel de Uniunea Europeană încă nu există o definiție agreată de toată lumea. Deci sunt mai multe definiții și chiar constatăm că este încă o oarecare efervescență în a găsi o definiție să fie mai agreată de cât mai multă lume. Însă, până la urmă, sunt trei elemente importante din tot ce se mișcă în zona de smart city. Primul e legat, într-adevăr, nu neapărat de tehnologie, culmea tehnologiei e pe locul 2. Primul este legat de cetățean, deci este interesul cetățeanului într-un oraș. Al doilea este legat de tehnologie, cum poți folosi tehnologia pentru cetățean într-un oraș. Și al treilea lucru este legat în ultima perioadă foarte mult zona de digitalizare, zona de folosire a tehnologiei pentru mediu și tot ce înseamnă elementele unui oraș. Mobilitate, guvernanță, economie, mobilitate, după aia vorbim de educație, toate elementele care sunt servicii până la urmă într-un oraș. Da, iată că vorbim și telespectatorii noștri știu lucrul acesta, vorbim de cuvintele acestea de digitalizare, de lucruri care în perioada de pandemie s-au accentuat destul de mult. Întrebarea este dacă numai la noi se discută de aceste lucruri, pentru că încă suntem poate mai mult în urmă față de celelalte state, sau tendințele mergând cu totul alte direcții în Europa sau în lume și trebuie să ne aliniem și noi la ele. Da, nu e clar că noi vorbeam de Smart City deja de ceva timp. Noi am început această radiografie Smart City în 2018. Practic, eu am implementat primul proiect de Smart City în România. A fost în București în 2015. L-am început, e în sectorul 4. Deja am implementat 5 proiecte, deci vorbim 2015. În 2018 am făcut prima radiografie.
și erau 200 de proiecte, deci în 2018. Acum sunt, deci anul trecut se vede diferența, într-adevăr, 2020-2021. Deci această pandemie, într-adevăr, a accelerat digitalizarea și mai mult. Dar acum avem cifre. Că una întrebare e, bine, bine, accelerează, dar cu cât? Care e? Se poate vedea vreo diferență? Da, acest raport arată, dacă la anul trecut, deci în mai anul trecut, erau 600 de proiecte, deci 597 în 87 de orașe în România, după un an suntem la 860 de proiecte, deci mai mult de 50%, 860 de proiecte în 121 de orașe, ceea ce înseamnă că într-adevăr a fost o accelerare destul de semnificativă a proiectelor de Smart City, culmea în această perioadă de pandemie în care zici că n-ar trebui lumea să lucreze sau n-ar fi trebuit, dar raportul arată că s-a mișcat ceva, da, în această să înțeleg perioadă. Că indicatorul care spune că este un proiect sau este, vorbim de Smart City, este noțiunea de proiect care se cuantifică unde, la cine, pe cine se întreabă, pe cine întrebăm legat de proiecte de genul acesta. Da, un termen, că plecam de la termen de proiect oraș inteligent, Smart City. Smart City, de fapt, legat de oraș. Dar ca să ajungi la un oraș inteligent, sunt niște pași. Nu se poate ajunge dintr-o dată la un oraș care are mai multe servicii. Și atunci se vorbesc de două concepte. Un proiect de Smart City și soluție Smart City. Soluția, de exemplu, este de trafic inteligent, managementul traficului. Este o soluție. Un proiect, în schimb, este un proiect, cum am făcut noi în sectorul 4, de exemplu, un proiect care are mai multe soluții. De exemplu, am făcut în sectorul 4 un proiect care a fost, avea lămpi, schimbat lămpile clasice de iluminat cu LED, avea 126 de senzori de parcare, avea 3 camere de luat vederi, una era pentru parc și una pentru mașini, mai avea Wi-Fi, mai avea care se dea gratuit în zonă. Deci, mai multe integrate dau un proiect Smart City. Și o soluție este doar una. Până la urmă, Smart City, ca și definiție, după mine, nu e de tehnologie. Ține de om, dar ține foarte mult în zona asta. Nu mai e un trend, un fashion, dacă vrem. Este ceva care ține de schimbarea mentalității oamenilor. Și când vorbim de asta, e de cum ne interacționăm noi în ziua de astăzi între noi oamenii, dar cu mediul, cu instituția, cu primăria și cu celelalte companii. E vorba de a schimba aceste mentalități. Dar mă întrebam și eu, de ce toată lumea cu Smart City de-a ta în sus, în jos? De fapt, este un trend în felul în care ne vom schimba, ne arată cum vom interacționa noi cu ceilalți, cum vom fi noi pregătiți, statul să lucreze cu privatul, privatul să lucreze cu alții, pentru că o companie, de exemplu, era obișnuită să-și vândă produsele ei. Nu, acum, într-un concept de Smart City, deja un proiect este legat de mai multe soluții. Nu sunt numai cele ce produc eu. Eu, ca firmă, trebuie să-mi schimb mentalitatea. Finalul nu este doar ce livrez eu, ci cu cât mă integrez cu mai mulți și funcționează, cu atât este mai bine. Da, așa cum spui lucrurile, pare ceva natural. Adică avem tehnologie, avem servicii, avem servicii publice, conducerea lor spre un concept, ca acum mai spune Smart City, dar iată că de-a lungul timpului e posibil să mai sufere aceste concepte, să mai vină tot felul de alte denumiri. Da, deja pentru acum ele înregistrăm foarte multe denumiri. La Cluj, de exemplu, au pus conceptul Brain City, mai Clever City, tot felul de denumiri. Mai recent, săptămâna trecută, am auzit de Hydrogen City, care e făcut de Toyota, un oraș care vor să fie complet alimentat cu hidrogen. Și e programat în 5 ani deja să fie funcțional cu angajații Toyota. 3.000 de angajați deja se vor să mute acolo. Deci tot apar tot felul de denumiri de city, ceva pe lângă city, X City, în care până la urmă se pune întrebarea, încotro mergem? Care e direcția? Pentru că se pune întrebarea, strategia Green Deal și a ceea ce înseamnă Europa, mobilitatea urbană, suntem noi pregătiți să ne gândim că va trebui să renunțăm la mașinile noastre pe diesel sau pe benzină peste 10 ani? Despre cine spune asta? Strategia Uniunii Europene asta spune. În momentul ăsta, 2025-2030, sunt niște termene și niște targeturi, niște ținte fixate pentru 2025, 2030 și 2050 la nivel de Uniunea Europeană.
Ceea ce rămâne de văzut cât de mult vom reuși să le facem. Deci asta înseamnă că și pentru ideea și pentru conceptul de Smart City, tot Uniunea Europeană are anumite directive pentru țări, da? Astfel încât să ajungă într-un anumit timp la a le adopta. În momentul de față, la nivel de Smart City pe Europa, nu sunt anumite ținte fixate. Se lucrează, chiar participam astăzi, a fost și ieri o conferință la nivel de Uniunea Europeană vis-a-vis de Smart City și se spunea de strategiile naționale de Smart City, cum se dezvoltă. Sunt state în Uniunea Europeană care au dezvoltat aceste strategii naționale, cum ar fi Olanda, care a făcut-o din 2017, și altele care nu. La noi în România, de exemplu, avem doar un ghid Smart City făcut în 2016, dar nu s-a mai făcut altceva mare lucru, așa încât orașele noastre trebuie să se dezvolte singure, pentru că autoritățile centrale încă nu le ajută. Acum vorbim de acest PNRR care vorbește de digitalizare, încă n-am prea auzit despre Smart City vorbindu-se și dacă există finanțare prevăzută în acest plan, dar fiecare depinde de oameni care sunt. Așa vedem în top și variații, deci față de Alba Iulia, care a fost dezvoltat și e proiectul lider sau orașul care conduce în topul Smart City din România cu 106 proiecte, dar a fost un om care a muncit acolo și a adunat laboratoare care să fie soluții de Smart City făcute pe bani privați, nu pe banii primăriei. A stagnat. La fel vorbim de Cluj, iar se vede un om, o echipă care adună și crește. Acum se apropie în topul din acest an, a ieșit pe locul 3 foarte bine, a venit din urmă Iașu. La fel, sunt niște oameni, până la urmă, care conduc aceste dezvoltări, până la urmă, de orașe inteligente. Da, Cornel, atunci când vorbim de un Smart City, este mult mai ușor să plecăm de la bază, să vorbim de un, nu știu, smart birocrație, smart digitalizare, smart relația cu cetățenii, comunicarea cu cetățenii, smart multe altele, până când să ajungi la Smart City care să înglobeze conceptul de smart. Pentru că așa, cum spui tu, bun, ok, vorbim de tehnologie, vorbim de anumite, să zicem, subconcepte ale acestui Smart City. Cum ne ajută sau ce ne ajută pe noi? Cum ne-ar ajuta pe noi să trăim într-un oraș inteligent? Adică, care ar fi beneficiile pe care ar trebui să le vadă un cetățean? Hai să plecăm așa, își imaginează. Dacă stau acum cu ochii închiși și îmi imaginez cum aș vrea eu să trăiesc peste, nu știu, 30-40 de ani ca în relația cu instituțiile statului și cât din ele sunt aplicabile acum sau care sunt tendințele pe care se văd în celelalte țări. Da, cred că trebuie să plecăm de la exemple concrete și atunci zic că și în radiografia noastră noi facem acolo exemplu concret. Ce este un Smart City, ce nu este un Smart City? Și de luăm câteva exemple concrete. De exemplu, soluția de iluminat inteligent. Se vorbește că e cea mai răspândită soluție de Smart City, da? Am auzit tot multă lume vorbind, ok, schimbi becuri cu LED-uri. Nu este smart, doar că schimb un bec cu cu o lampă LED, asta nu este. Ce trebuie să fie un proiect smart? Smart soluție este dacă aducă economie și pentru mine ca cetățean știu că nu mai dau bani așa mulți pentru curent electric, dau 70% mai puțin pentru LED. Prima idee. A doua este că am o conectivitate. Știu când acel bec se arde. Nu că trebuie cineva să meargă sau să mi-l raporteze. Și atunci apare soluția de conectivitate, așa numită telegestiune. Am informația real-time, deci am informații. Și a treia chestiune, am posibilitatea de a acționa asupra acelui obiect. Și pot să fac dimming sau pot să-l opresc noaptea sau pot să fac anumite acțiuni. Deci pentru definiția unui proiect smart sau unei activități, dacă vrem, plecând de la acest exemplu, este să aibă minim 3 lucruri integrate. Și aici iar continui cu beneficii, că întrebarea ta, Alin, era de ce beneficii are cetățean. Pentru parcare, de exemplu, că acum problema parcărilor este foarte mare. Dacă vrei să-ți cauți un loc de parcare, nu? Multe primării, dacă vrei să duci la parcare, duci la primărie, îți rezervi un loc de parcare, plătești acolo cu cash, că așa sunt la multe primării încă. Ei, soluția de smart parking, ce aduce? Aduce o aplicație pe telefonul mobil, sunt deja primării care pe telefon îți alegi locul de parcare, depui niște documente online, le primești contractul acasă, plătești totul online
și nu trebuie să mai faci atâta deplasări. Asta e un exemplu de, de ce beneficii are cetățean. Și ce face cu timpul ăla care s-a fi dus până la instituție, câștigă și poate să facă altceva. În, în alte zone ar putea spune că se numește digitalizare. Ține da. Tot de conceptul de smart city. Ține de conceptul ăsta clar, doar că diferența între digitalizare și smart city este că digitalizarea doar eficientizează niște procese, în timp ce smart city le integrează. Nu este doar unul, vorbim de minim trei. Adică digitalizarea, de exemplu, eficientizează relația cetățeanului cu primărie. Și aici se oprește. În loc să trimiți niște documente, să duci acolo, te ajută să trimiți niște documente. Asta, digitalizarea este cumva one way. Adică o informație o pune în altă parte. Din fizic în digital. Cu alte cuvinte, din ceea ce vedem fizic în binar, în 0-1. Asta face digitalizarea. În schimb, Smart City e un proces care înseamnă mai multe verticale integrate și care să funcționeze. Deci vorbim într-un smart city, într-un oraș inteligent și într-o soluție în general de cele de mai multe niveluri. Deci vorbim de un nivel fizic, de infrastructură, să zicem informația de bază. Al doilea nivel este de senzori. Am nevoie de informații în real time, deci în timp real, de acolo. Nu că a fost odată și că aveam 100 de semafoare. Poate între timp o mai pus cineva, dar vreau informația în timp real. Și al treilea lucru, după aceea ce fac cu datele? Pot să intervin, să trimit la distanță fără să meargă cineva acolo? Deja aici discutăm de date. La nivel de Uniunea Europeană, acum se vorbește în dezvoltarea proiectelor de acest focus, colectarea datelor și a informațiilor. Sunt mulți senzori deja în case inteligente și vorbim de beneficii. E bine să știi că ai de acasă, vreau să-mi încălzesc casa de la distanță. Vin de la Brașov, vin acasă, la mine e frig, ce fac? Și telefon îmi dau drumul la căldură de acasă. Deci astea sunt beneficii de genul smart home, case inteligente. Tocmai în ideea asta în care noi ne gândim cum să optimizăm traiul nostru și timpul, vorbim de beneficii, că datele ne pot aduce aceste beneficii. Colectarea datelor acum s-a depășit faza, se citesc foarte multe date. Senzori sunt destui, clar se pot face mai mult. Problema acum este de a folosi datele, cum folosim datele. Și în această conferință de la Uniunea Europeană cu Smart City de azi și ieri, tocmai am văzut că există deja o platformă, City Data Platform, deci care tocmai se culeagă datele și se discută la nivel european cum putem aduna aceste date și să le fie folosite pentru cetățean. În momentul de față încă suntem departe de a ajunge ca datele să fie folosite pentru noi. Și dau iar un exemplu concret. Noi ne ducem și folosim la instituțiile statului, fac o hârtie, după aia fac pentru alta, deci o grămadă, deși sunt, datele mele sunt la primărie sau sunt acolo. Deci dacă s-ar integra bazele de date, deja lucrurile ar sta mult mai bine. Și de proiectul ăsta vorbim de foarte mulți ani și clar vorbim de foarte mulți ani de astfel de proiecte de integrare a datelor. Acum le împachetăm într-adevăr sau sunt împachetate într-un concept de smart care ar trebui să te joci mult mai ușor cu ele pentru a le putea, a putea folosi în cu totul alte interese. Da. Aș vrea să te întreb cum este înțeles conceptul acesta de smart city în România și citeam câteva lucruri care este percepția pe care se vede. Aș vrea doar să-mi spui dacă într-adevăr este departe de lucrul acesta. Percepția este că sunt simple servicii unde vin companiile, povestesc despre soluțiile care pot fi implementate, unde vin la către administrațiile publice, să înțeleagă cum funcționează, care sunt beneficiile, dar în schimb nu găsesc acolo empatie din partea administrației, pentru că ori nu există nivelul de înțelegere în unele din ele, nu încă o dată, s-ar putea, unele chiar sunt, așa cum ai spus și tu, destul de avansate în România, dar nu găsesc înțelegere de ce ar trebui să se implice în a investi sau a investi din altă parte banii, a face parteneriate publice-private, și aici este întrebare. Este, da, o percepție greșită?
E o percepție normală atât timp cât oamenii nu sunt bine informați. Și dacă ne uităm și la noi în România, proiectele făcute, asta am încercat prin raportul nostru, tocmai să le scoatem la suprafață, pentru că am observat, se fac proiecte, dar nici cei din primărie nu le știu. Ba că lucrează departamente diferite, ba că unii nu comunică și am ajuns că aflăm de la furnizori că au făcut niște proiecte în anumite localități, pentru că cei la primărie nu considerau că sunt proiecte smart. Și atunci problema se pune într-adevăr de a vedea în aceste proiecte smart ce folos au. Și sunt unii care văd, alții care nu văd folosul. Ce văd eu în România, în acest raport am observat că într-adevăr rolul principal îl are autoritatea publică, primăria. Dar din ce în ce mai mult, și ne-am uitat în acest raport care a fost publicat de noi marți, săptămâna asta, este că apar sau au crescut proiectele private, finanțate în privat de Smart City, pentru că tocmai primăriile își arată niște limite în a avansa cu astfel de proiecte. Până la urmă, sunt abordări din partea primăriilor către cetățean, că primăriile oferă niște servicii. Până acum noi în România ne confruntăm cu mentalitatea asta ca cetățeanul să vină la primărie, cetățeanul să vină să plătească, cetățeanul să-mi ceară. Nu. Acum conceptul de Smart City vine să schimbe această relație și percepția primăriei ca instituție publică. Nu ca cineva care ia banii, cineva care îi cere și îi trage de mânică și cere socoteală, îi dă o amendă pentru că n-a parcat bine și așa mai departe. Ci primăria e cel care oferă locuri de parcare, îi oferă niște servicii, îi aduce niște beneficii. Aici unele primării fac pas. Și acum chiar recent ce apare în radiografia noastră, frumos că s-a extins conceptul de smart. Deci percepția asta totuși începe să se extindă în România. Sunt unii care mult nu înțeleg, dar văd că lucrurile încep să crească. Și în această radiografie am observat că conceptul de smart city s-a extins în România de la oraș în ambele direcții. Și în zona de sate inteligente și în zona de județe inteligente. Și la sate inteligente ne uitam că am găsit undeva la 69 de proiecte, dar chiar ieri am citit, acum number one, satul numărul 1 din România inteligent, Smart Village, care e Fanion, este Ciugu din județul Alba, care tocmai a lansat sau a anunțat că scoate prima monedă virtuală, Ciugubanu. Ce frumos, un oraș, un sat mai mult decât un oraș să-și creeze propria monedă virtuală. Deci, dar ce are un astfel de oraș, mic oraș, sat, e așa sat, cum până la urmă, sat. Dar are cel mai mare teren de golf din România. Dar ce are totuși pentru cum a reușit să nu știu, să facă un demaraj în această zonă de proiecte. Foarte frumos, clar că toate proiectele au fost făcute cu fonduri europene acolo, dar contează omul, primarul și echipa. Și asta contează foarte mult. Deci ei au reușit să ducă acolo foarte departe și cred că este un pol de inspirație foarte bun pentru toate satele. Poți să îndrăznești mai mult, doar să vrei. Ce frumos au școala ca la țară, au niște devize foarte frumoase, deci revoluționează și felul de a face școală. Deci poate fi digitalizată România rurală? Uite că este un exemplu. Cum e la Ciugud, arată că se poate. Iată că cred că un cuvânt mare aici este și mentalitatea pe care trebuie să o schimbi la nivel de locuitori ai orașului, a urbei. Da, ține foarte mult de mentalitate și faptul că pleacă dinspre primărie, dinspre autoritate, e un exemplu bun. Sigur că a fost un demers. Faptul că a trebuit să apară întâi la orașe și după aia să apară la sate este important. Acum observăm și extinderea în partea cealaltă, la județe inteligente. Ne uitam anul trecut, deci și Clujul și Bacău, de exemplu, și Ilfov, sunt trei județe care au lansat această strategie de județ inteligent, fiecare cu fonduri diferite. Dacă Cluj și Bacău cu fonduri europene, de exemplu, Ilfov are cu Banca Mondială. Dar există această preocupare prin care să fie folosită tehnologia și în folosul oamenilor și în a le ajuta în munca lor. Până la urmă, noi cred că ca și oameni și cetățeni avem cele trei categorii de timp. Am timpul în care muncesc, am timpul liber și am timpul petrecut cu familia, cu oamenii, cu apropiați. Cum putem să ne creștem calitatea acestui timp și a vieții noastre? Despre asta vorbim în Smart City. Cum am putea să îmbunătățim ceva în viața noastră.
și câteva exemple de educație, nu prin educație cel mai mult, cum putem schimba mentalitățile. Am participat săptămâna asta la o competiție, a fost prima competiție, finala, pentru a face planuri de afaceri pentru liceeni în școli. Implicat inițiativa din privat, o companie venită din Germania, astfel de concursuri se fac de 20 de ani în Germania. Cum să înveți pe copii, pe liceeni, să devină antreprenori, nu să fie toți angajați. Sigur că nu o să devină toți antreprenori, dar e important ca din liceu să ai o astfel de informație și bază. A venit un reprezentant al Ministerului Economiei, a venit cineva la Ministerul Educației, în jur au fost 20 și ceva de antreprenori. Arată că un ecosistem din acest fel ajută, avem nevoie de educație antreprenorială, avem nevoie de educație financiară, avem nevoie de schimbarea mentalităților în România în perioada următoare. Da, iată că vorbim de tineri. Cum facem ca orașul inteligent să fie pentru tineri, dar și pentru cei mai puțin tineri? Pentru că poți să spui că tineretul, da, adoptă mai ușor tehnologia, dacă vorbim de tehnologie. Probabil că poate să intre și în zona de schimbare a mentalității. Dar cum facem ca să fie un oraș inteligent pentru toată lumea? Și aici nu te întreb doar așa, pentru că iată vorbim de un clasament pe zona de competențe digitale, unde suntem la coada acestui clasament. Contează, nu contează lucrul acesta? Se mai poate schimba ceva? Un smart, nu știu, education, smart, folosirea, să zicem, smart a acestor resurse depinde de aceste lucruri? Da, e o întrebare bună dacă smart într-adevăr se referă doar la tineri sau și la celelalte categorii de persoane. Mă gândesc la două aspecte. Acum am participat împreună cu Asociația Română de Smart City din România la un proiect care se cheamă Orașul Inteligent 2030 și a fost inițiat în sectorul 6 și în 2 ani diferiți, în 2019-2020, în care mă uitam la început, a fost în licee. Deci ne duceam în 6 licee din sectorul 6 și în care vreau să le vorbim despre proiecte Smart City. Ce înseamnă Smart City? Dacă în primul an ne uitam, nu prea știau nici tinerii despre Smart City, deci nici tinerii, în anul următor a crescut foarte mult awareness-ul, conștiința acestui termen și al conceptului de Smart City. Deci la tineri crește foarte repede conștientizarea termenilor, tehnologiilor noi. În schimb, în partea cealaltă, la seniori, cred că vorbim în România de o creștere și sunt niște statistici care arată că a crescut vârsta persoanelor care folosesc internetul, de exemplu, și în România. Și atunci, sigur că dacă ar fi să ne întrebăm de bunicul smart sau bunica cea care folosește și Zoom, nu numai telefonul mobil, constatăm acum prin faptul că mulți români sunt plecați afară, vorbesc cu părinții foarte mult pe telefonul mobil, folosesc Zoom și alte tehnologii, tocmai datorită acestei provocări. Pe de o parte, pe de altă parte, am văzut un proiect foarte frumos în Suedia, vis-a-vis tot legat de Smart City, în care acolo s-a punea problema apropierii celor două categorii de vârstă, tineri și seniori. Și în cadrul acestui proiect, de exemplu, era finanțat de Telia, ok, aveau interesul cu internetul, să vândă mai mult internet. Și au dat seama că și într-o țară avansată ca Suedia, rata de penetrare la mediul rural, la senior, era mai puțin de 60%. Și își puneau întrebarea cum ar putea să crească. Și atunci au făcut un proiect în care aduceau tinerii împreună cu bătrânii la primărie și să învețe să lucreze pe calculator. Și în felul ăsta au făcea reușit transferul, și cumva făcea transferul de cunoștințe și se creau niște lucruri frumoase. Da. Eu cred că o să ajungem și noi aici în România în ideea asta în care până la urmă seniorii pentru ei un proiect de smart nu înseamnă neapărat de a folosi toată tehnologia, dar de a avea conexiuni cu celelalte categorii, cu copiii prin intermediul tehnologiei și de a avea servicii. Nu trebuie să mai ducă nici el, seniorul săracul, să meargă să-și plătească taxele. Poate și seniorul să plătească de acasă sau să-l roage pe copil să-i plătească taxele online. Și pentru asta o să discutăm legat de conceptul de Smart City, pentru care are multe ramificații în diverse zone și poate ar fi bine să vorbim de direcțiile către care se orientează această idee de Smart City. Dar după o scurtă pauză de publicitate. Cel mai mare, cel mai tare om din digitalul românesc.
provocările prezentului, nivelul la care am ajuns și ce ne propunem pentru viitor. Urmăriți actualitatea politică la Canal 33. Eu am intitulat emisiunea SUA China, cursa pentru supremație. Probabil că a trebuit să adaug supremație globală. Am vorbit despre curajul femeilor de a-și asuma decizia. În ce măsură oamenii pot crea această uniune în cer printr-o decizie sau printr-un ritual pe care îl fac pe pământ? Asigurările, cum știți, sunt precum centurile de siguranță. E suficient să ai nevoie o singură dată în viață de ele și îți dai seama imediat de utilitatea lor. Pasiunea asta este cea care te ridică, te coboară și care te face la sfârșit să fii mândru de tine. Astăzi vom vorbi despre culorile care ne influențează. Libertatea acțiunilor. Înțelegeți dumneavoastră? Noi numai liberi nu suntem. Care este procedura de a apela la un fond de investiții când atragem capitalul? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Despre ceea ce înseamnă darurile deșertului. Sunt dr. Petruța Daniela Mihăilescu și vă invit să ascultați cu urechile sufletului emisiunea Mișcarea, esența creației. Discutam despre campania de vaccinare, cea care a luat spuma tuturor știrilor în această săptămână și ne-am mișcat destul de bine. Putem să devenim stăpânii propriei vieți. Cel puțin așa susține invitatul meu, Gabriel Manolache. Cred că prima cheie este nevastă. Erau trei chei, nu una singură. Trebuie să vă atrag atenția că deciziile pe care le luăm, chiar dacă nu sunt aspecte conflictuale neapărat, pot deranja persoanele foarte apropiate din cauza lui Marte în rac. Avem îndrăzneala și curajul de a dezvălui anumite adevăruri, uneori incomode. Astăzi alături de noi un om cu totul ieșit din comun, care pare a nu ști ce este înfrângerea. Astăzi o să avem o șansă unică de a vedea budismul aplicat în viața reală. Care mi-au rămas în suflet. Se cheamă pe tine Irina. Povestea pe care o vezi și care îți place sau nu îți place este spusă de cineva. Care este filmul care v-a fascinat în copilărie sau dacă... Am revenit. Unde suntem pe harta orașelor inteligente? Stăm de vorbă cu Cornel Bărbuț, Vega Comp Consulting. Cornel, vorbeam înainte de pauză despre conceptul legat de Smart City și aș vrea să ducem puțin tot acest concept înspre direcțiile care sunt acoperite de acest concept Smart City, direcții care sunt, hai să spunem, mai uzuale, mai vorbite, mai vorbit despre ele. Da, adică poate ce este într-un Smart City sau care sunt componentele, într-adevăr, dacă definiția încă nu e clară, totuși, la nivelul Uniunii Europene s-au așezat niște lucruri, în sensul că există deja și câteva standarde pentru un Smart City. Avem și noi în România, de anul trecut, deci din decembrie, avem un standard, de fapt, SR 37.120, care e legat de Smart City în limba română, ceea ce arată care sunt indicatorii unui oraș inteligent de urmărit în dezvoltarea urbană. Și eu aș invita toți arhitecții, șefi și toți cei care lucrează în urbanism, în primării, să cunoască acest standard în tot ce înseamnă proiectare urbanistică în orașele din România.
Și la nivel de Uniunea Europeană vorbim într-un Smart City de 6 verticale. Au fost agreate în multitudinea de proiecte de tip Smart City 6 verticale. Și vorbim așa de Smart Mobility, deci mobilitate inteligentă, vorbim după aia... Haideți să dăm și exemple din fiecare verticală în parte pentru a înțelege telespectatorii noștri ce fel de soluții sunt în această zonă și se practică. Și cred că le pun concret pentru România noastră de astăzi, 2021, care e și în ordinea topului, să zicem, care sunt cele mai preferate de români în acum. Prima din cele 6 verticale arată că e Smart Mobility, deci de mobilitate urbană și este lider, deci în afară de prima ediție, dar toate celelalte Smart Mobility a fost number one, deci ceea ce înseamnă că românii își doresc să miște, să se deplaseze, deci asta arată foarte mult. Ce intră în verticala asta? Intră proiecte de parcare, smart parking, intră proiecte de stații de încărcare în mașini electrice și a crescut infrastructura de încărcare a mașinilor electrice în România destul de mult în ultimii ani, ceea ce e bine. Au fost și niște fonduri, dar nu numai. Și al treilea proiect care e în top, vorbim de managementul traficului, iar proiecte de management al parcării, al traficului, deci astea sunt în mobilitatea urbană. După care a doua verticală este Smart Governance, care a crescut foarte mult anul ăsta. Se vede iar rezultatul pandemiei. Era o diferență mare. Anul trecut Smart Mobility față de Smart Governance era o diferență destul de mare. Acum a crescut foarte mult, 260 de proiecte cât sunt în Smart Mobility, Smart Governance vine cu 226, deci destul de aproape anul ăsta, tocmai datorită pandemiei. Și ce intră aici? Managementul documentelor, exact pentru gestionarea relației cu cetățean. După aia intră în, aici arhiva electronică și în zona de smart governance, deci mai intră partea de analiză sisteme informatice dintr-o primărie. Și ca și exemplu, Clujul este poate cel mai renumit aici, care are primul angajat, primul robot angajat într-o primărie, faimoasa Antonia. Deci acum și în sectorul 6 este un proiect de genul ăsta. Deci încep din ce în ce mai multe primării să aducă roboți în primării, tot în zona de smart governance, tocmai pentru a eficientiza relația. Adică știi că duci o hârtie, dar acel robot îl duce la toți oamenii care trebuie să-l semneze și acel robot îl dă înapoi cu rezoluția rezolvată. Nu trebuie să te mai duci tu ca o cetățean să umbli pe la X sau Y sau la etajul cutare. Deci aici e zona de smart governance. După care vorbim de o a treia verticală. După cele două vorbim de smart living, traiul mai inteligent, domină soluțiile de Wi-Fi, deci conectivitate, avem nevoie de conectivitate unde suntem. Și, de exemplu, există un oraș, știați că există un oraș care are Wi-Fi peste tot? Vorbim de Gura Humorului, este orașul care are Wi-Fi peste tot. Și mai sunt altele care sunt aproape de a avea acest lucru. Apoi vorbim de monitorizarea și supravegherea video inteligentă, crește foarte mult. După soluția de iluminat inteligent, cea de supraveghere video o vedem cu o creștere foarte mare în România în ultimii 2 ani. Și a treia soluție de turism și promovarea turismului intră în smart living, după care intră, e un decalaj mare între cele trei verticale față de celelalte și vorbim de smart economy, deci economia inteligentă. La economie inteligentă intră iluminatul public inteligent, este de departe cea mai mare, cea mai răspândită soluție și nu-i vorba doar de România. În România sunt 66 de proiecte, dar vorbim la nivel global, este cea mai răspândită soluție și pentru că e relativ ușor de făcut. Apoi urmează promovarea inteligentă a întreprinderilor. Aici sunt deja mai multe primării care fac cu interfețe vis-a-vis de mediul antreprenorial în localități și managementul și dispeceratul utilităților, adică să ai toate utilitățile într-o interfață, iar e o preocupare bună de economie pentru o primărie. Apoi vorbim de cele două codașele, să zicem așa, unui oraș inteligent. Vorbim de smart environment și smart people, adică mediul inteligent. Și culmea e că pe mediul constatasem înainte, în 2020, o creștere mare cu calitatea aerului și nu numai de primării, ci și de privați. Managementul deșeurilor, că acum e la modă și vorbim, avem mare nevoie de managementul al deșeurilor și de energie regenerabilă.
Astea cele trei proiecte mari pentru mediul inteligent. Și la Smart People, ultima verticală, din păcate, este în România, deși știm că oamenii cât sunt de importanță, asta e ultima verticală și în România, are ca proiecte de educație, vorbim de catalogul electronic, partea de informare și despre sănătatea orașului. Deci proiecte care arată cât de sănătos este un oraș, dar care oamenii nu prea se implică, bugetul participativ și în acest sens astfel de lucruri care să arate conectivitatea oamenilor dintr-un oraș. Da, spuneai tu de câteva exemple din România și ai devoalat puțin că sunt anumite zone care sunt mai avansate în această zonă de proiecte. Totuși, dacă privim global, cum stă România din perspectiva adoptării acestor proiecte, dar pe de altă parte, cum ne raportăm la ceea ce este în afară, dacă există cumva date și în afară în care poți să te raportezi? Da, există mai multe, să zicem așa, evaluări de proiecte ale orașelor inteligente. Vorbim de un studiu făcut de IESE, deci City Motion Index se cheamă, care are în evaluare mai multe orașe. Bucureștiul este în 103, pe locul 103, deși anul trecut și anul acesta. Acolo se vede Singapore, Londra și anul acesta locul 3 a trecut Parisul, era Amsterdam anul trecut, acum este Parisul, deci astea sunt top 3 orașe. Dar vorbim, de exemplu, Barcelona, mi-mi place Barcelona, Amsterdam. În Barcelona, ca să vorbim de exemple, de ce sunt alte orașe mult mai dezvoltate și stau bine la orașe inteligente față de noi în România. Noi în România, ca și stadiu, suntem undeva la nivel de laborator, adică suntem la nici măcar Smart City 1.0 nu suntem, suntem la Smart City 0, adică suntem doar la nivel de testare de câteva soluții și proiecte integrate cu mai multe soluții. Dar suntem încă departe de a avea un proiect de un oraș inteligent în România. Barcelona, de exemplu, doar pentru verticala de parcare. În zona de parcare, acolo sunt 6 aplicații în Barcelona de parcare. Dar cetățeanul nu vede decât una singură. El pe telefon vede unul singur și folosește parcarea și atunci înăuntru sunt 6 aplicații diferite, fiecare cu funcționalități diferite. Unul pentru parcări publice, unul pentru parcări private, unul pentru centre comerciale, dar pentru cetățean se vede una singură. Așa, asta înseamnă de fapt un smart city, o integrare între. Încă la noi în România vorbim greu. Greu se integrează lucrurile între soluții, între primărie și privat. Mai vorbesc cu ONG-uri. Constatăm în raportul ăsta care îl aveam de anul ăsta că a crescut numărul de proiecte private de Smart City, adică gen, hai să zicem așa, România Eficientă, făcut de OMV, în care au pus 4 milioane de euro în care se arată eficiența energetică a clădirilor din România, că se poate așa ceva. Vorbim de Grădinescu, care cu grădini verticale și frumos făcute și grădini urbane. Vorbim după aia iar de un proiect de Orange, în care Orange Fab încurajează antreprenorii să facă proiecte de tip Smart City, proiecte pentru oraș. Deci sunt astfel de exemple care arată că există numai că un apid, o dorință de schimbare a mentalităților. Dacă statul sau autoritățile se uită doar la primar, la hai să vină bani la Uniunea Europeană, că noi nu avem bani, dar de fapt sunt bani în piață, trebuie doar să ne organizăm. Exemple cum sunt Ciugud, ca Smart Village, foarte bun. La orașe vorbim Clujul, Alba Iulia care a fost, dar Clujul care e pe locul 2 și arată, după mine, un demers foarte bun în această zonă. Iașul în acest an a venit foarte tare din urmă. Are față de 58 de proiecte câte are Clujul, 56 anul acesta. Iașul vine puternic din urmă. Și sectorul 4 din București, care a urcat foarte mult. Deci observăm că în București există dacă o perioadă nu a fost mort, acum în București constatăm că a început să crească numărul de proiecte și, de fapt, schimbările din administrație, de fapt, aduc această creștere. Contează foarte mult oamenii care sunt și se pot implica în astfel de proiecte. Inițiativa de mare noastră de proiecte este totuși în administrație sau, atunci când vorbim de parteneriat public-privat, cineva tot trebuie să fie declanșatorul? Da, evident că de cele mai multe ori privatul încearcă să-și vândă un produs. Din păcate, în România, privatul este văzut ca un dușman al statului
și pe undeva, pe bună dreptate, că asta a fost o istorie, o experiență, dar asta nu înseamnă că e mereu așa și că aici avem nevoie de a ne așeza între cei doi parteneri. Și anume că privatul este un folosul statului. Și atunci toate experiențele care sunt pe Smart City la nivel european spun că trebuie PPP-uri, parteneriate publice-private. Asta e metoda cea mai bună pentru a construi pentru un oraș astfel de proiecte și soluții. Vorbeam de tehnologie și iată că vorbim de concepte care fac parte din această idee de smart. Vorbim de inteligență artificială, vorbim de big data, vorbim de cloud, vorbim de multe din astfel de concepte care nici acestea nu sunt încă adoptate suficient la nivelul nostru ca țară. Acum nu vorbesc numai de instituțiile de administrația publică, de instituțiile publice, pentru că nici în zona privată nu sunt atât de bine adoptate, dar sunt jucători în piață și destul de mulți care au acest cuvânt de Smart City în ADN-ul companiei pentru a putea să iasă în piață. Care este rolul pe care îl joacă tehnologia, datele, securitatea cibernetică, parteneriatele publice-private, adică tot acest rol în îmbunătățirea, până la urmă, a vieții puse cap la cap? Da, interesant e că, până la urmă, aceste schimbări nu sunt doar în mediul privat, adică sunt și companii care nu neapărat au avut în obiectul lor de activitate aceste soluții de Smart City. Fiecare vindea ba camere video, ba lămpi LED-uri, de exemplu, ba soluții de conectivitate de internet, de exemplu, wireless sau prin cablu. Însă de ceva timp sunt câteva firme și se văd și în raportul nostru care și-au construit divizii, departamente dedicate pentru Smart City. Ei, dacă în domeniul privat, să zicem, firmele și-au construit aceste departamente, similar ar trebui să fie același proces și în domeniul public. La stat, ce se constată în România? Avem acești city manageri, administratori publici. E interesant că avem peste 200 de administratori publici în România, în primăriile din România, ceea ce e un lucru bun, dar nu-i suficient. Avem nevoie de oameni și resurse implicate care să se ocupe de astfel de lucruri, de big data și de alte infrastructuri. Numai cineva care poate integra într-o autoritate poate duce un proiect la bun sfârșit. Deci iată că avem nevoie și de oameni care să ne ajute din cadrul administrațiilor pentru a putea să... Să fie instruiți, să fie pregătiți, să fie alocați. Cornel, îți mulțumesc pentru această emisiune, a fost o emisiune interesantă, iar am reținut această idee și cu asta putem să închidem, că un oraș smart nu înseamnă numai tehnologie, și iată că înseamnă și strategie, creativitate, implicare, pentru că altfel nu ajungem la ideea de un oraș inteligent. Vă mulțumim pentru vizionare și ne vedem mai departe cu noi emisiuni la Canal 33.